We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Da ce faci, Dienuță? Da bine, aleg globurile astea mai fancy că trebuie să-mi porbim de Crăciun. De da ce, s-o pensiona mama lui Fuego și ai luat tu locul? <laughs> nu fă mișto că trebuie să facem pregătiri. Să pregătim Crăciunul din noiembrie, până avem vreme. Abia s-o găta Halloween-ul, și asta ce înseamnă? Că eu trebuie să-mi înroșesc ouăle de pași din februarie? Nu mă, tată, dar Crăciunul te poate lua prin surprindere. Aha, ca pe politicien zăpada din decembrie. Mă, tata, dar acum pe Diva TV unde te voi sus numai filme din aia cu iubis de Crăciun, fericiți de Crăciun. Dator de Crăciun? Tu știi cât costă un kilogram de carne de porc? Nu știu, dar tot ce știu eu e că îmi trebuie în jur de 30 de metri de luminițe ca să punem așa pe lângă casă. Mai doamne, înseamnă că îmi vine factura mai mare decât pensia pe luna următoare. De ce miroase așa în tătă casa? A, am uitat să zic că am făcut ceai de scorțișoară și probabil și lumânările astea că sunt de scorțișoară. Și... Calcez nevoie scorțișoara, că mi-ai luat și detergent de parbriz cu scorțișoară și astăzi în intersecție am șprițălit, am dat la ștergătoare și mi s-au umplut toate de lacrimi. Așa mi s-au umplut de nu l-am văzut pe ăla de alba și era să dau cu mașina în el. Ai mă, tată, dar simbolurile astea de Crăciun, e bradul de Crăciun, Zluminițele, luminițele, beculețele, e mușul care vine și să aduce cadouri. Apropo, mai umblă oare corcii bătrânul după tine, ca așa ți-l îmblătesc. Da, tu nu simți magia Crăciunului, nu? Ba simt magia, dar cum să nu o simt? Că dispar sutile ca pe magie din portofel. Denuț nu a terminat coronița, că a te Și denuț nu ai câștigat pe un premiu, ești... Nu, asta coroniță de Advente. În ultimele patru duminici, înainte de Crăciun, a prins câte o lumânare. I -a, i -a. Bă, piști, bă! Uh, tu vii la mine în casă cu obiceiuri străine, în casa mea de creștin de mii de ani, Vi uh, vii și tu faci reguli. Nu e posibil. Noi suntem creștini adevărați. O pe că mă speriat. Dar când aprinzi o lumânare, are și unde de țuică? Serios? Egan. Asta e magia Crăciunului, Dienuță. Simt cum se pagoară ingerii. Simt lumina asta a nașterii. Nu putem aprinde una acum. Când nu mă prind eu, bine o fi, Dianuță, abia aștept să petrecem Crăciunul împreună. Uh, poate îl faci cu peștii, că eu merg în Budapesta. Cu piștii? Precut o verda, este? Genială și cu târgul de Crăciun, cu molurile, spaurile. Și asta în ta! Păi acum a avansat de 1000 de lei pe bate pe cât vrei tu, nu așa? Și gata, tu poți să pleci mâine. De ce mă, ai făcut agenție de turism? Am făcut pești tur. Pești tu? Pești tu, duce pe toată lumea pe lume unde dorește. Bine, în Ungaria unde dus pe Diana, acolo am băștinat și meu, unde preterea, adevărat a făcut ofertă, ofertă, că și tu prieteni am adevărat românurile. Da, da, și chiar oriunde în lume. Oriunde te, oriunde, unde vrei. Eu știi ce zic, să încep cu prietenii tăi de acei din Transilvania și să te duci, dar nu-i mai duci, să te duci, începi cu Corci. cu Corci să începi. Bă, eu, eu, eu cred că se poate aprinde lumânări și mai repede de pat. Mă duc să-i aduc, Țuica, mă duc! Stai așa! Nu te după palinca că eu mă duc după lumânări.